11 iunie 2022, localitatea Poveștile Ordeni, Clubul Columbofil de aici din zonă, unde are loc îmbarcarea porumbeilor pentru primul fond din acest an. Acum stau de vorbă cu un crescător cu experiență care a reluat activitatea după 10 ani, da? Nu, după 10 ani de columbofilie ați făcut o pauză și acum ați revenit în, la porumbei, nu? Vă salut, am făcut o pauză de 2 ani de zile. Domnul Dan Gogescu, da? Membru în cadrul clubului Traian Nisescu. Da. Cum e în la reluare? În trecut la clubul Ghencea. A zburat la Nenateu acolo, nu? La Domnul Teo. Cum e? Dumnezeu să-l odihnească. Ce băiat, ce om. Ne-am reluat pasiunea din anul 2020. Cum e? Cum vi se pare acum? Din... E bine. Din nou printre ei. E bine, nu? E bine, da. Asta e primul an de care, în care zburați din nou? Am mai zburat în anul 2020 pui. Ați zburat pui în toamna trecută. Am trecut maturii și acum mergem înainte. Deci, practic, lotul e mai mult, mai tânăr, nu? Da. Mulți iarlingi, bănuiesc. Maxim 2 ani. Da. Până la ce distanță îi zburați ca iarlingi? Până la 700. Fondurile, nu? Trebuie să meargă obligat la fond. Da. Eu am uitat să vă spun, chiar sunt un pasionat al zburilor de fond, maraton. Vă plac mai mult decât viteza de mi-fond, nu? În ce zona Bucureștiului locuiți? Locuiesc în sud. A. Lângă domnul Paraschiv Nicolae. Ah, da, 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 pe Giurgiului, pe acolo, sunt în zona aia, nu? Sunt vecin cu dânsul. Da? Da, da. Și cu domnul Fane Giulescu. A, e clar, da, deci pasionați de maraton, toți, de fond, da. Ce așteptări aveți de la etapa asta? Ce știți despre ea? Cum o să fie vremea? Eu am mai zburat în trecut când zburam de la fratele meu din militar pe Polonia și sunt conștient că Polonia nu e Ucraina. E foarte grea. E mult mai grea, da. Am avut rezultate destul de bune pe Ucraina, dar... Nu mai sunt porumbei de atunci. Nu mai sunt porumbei este? De atunci, da. Nu mai e crescătorie, altceva acum. Aici vă ocupați singur de ei? Vă mai ajută cineva? Mă ajută soția. Da. Locuiți la casă, la curte, nu? La curte, da. Aloc cam 6 ore stau când te porumbei. Zilnic? Zilnic. 2 ore dimineață, 2 ore la prânz și 2 ore seara. Stați bine, adică... Îmi permite serviciu. Permite serviciu, da. Vă practicați pasiunea asta cu mare plăcere, nu? Sigur. O moșteniți de la cineva din familie sau nu? Nu. A avut cineva din familie porumbei la noastră? Nu, de mic am, ca toți copiii, am iubit păsările, am iubit toate zburătoarele. Mergeam să prind sticlesc pe câmp, catii, așa ne câștigam existența pe vremea lui Ceaușescu. Da, da. Și ce făceați? Îi vindeați după aia la voluntari sau în piață la voluntari? Îi vindeam pe la plumbuita. La plumbuita, da. Pe unde se putea. Da, era frumos, nu? Da. Vă aduceți aminte cu plăcere de momentele alea. Îmi aduc aminte cu plăcere. Vreau să vă spun că am început cu niște guțani. Așa au început toți copiii. Le dădeam drumul de la plumbuita și dacă ajungeau acasă eram cel mai fericit. Asta era ce, perioada anilor? 90 cât era? Da, cam da? 90. Da. Cam 46 de ani. Mulțumesc. Frumos, nu? O pasiune frumoasă. Este, te ține aproape de casă, de familie, nu? Sigur, și mai cu seamă că și soția mă înțelege. E mare lucru să știți să aveți soția alături și familia. Pentru că a devenit un sport costisitor și din punct de vedere al banilor și timp și... Acum mă ajută mai puțin că de un an jumate, aproape doi, sunt tată. Ah, bravo, bravo, bravo. Soția se ocupă, da, se ocupă mai mult de cel mic. Da. Ce aveți, băiețel, fetiță? Băiețel și deja stă și el printre porumbei. Auziți, dar în scurt timp o să-l luați și să vă ajute la apă, la mâncare, la... Da, și el la fel. Îi place mult în volieră. E plăcut așa ca tată să ai un băiețel căreia vezi că îi plac porumbei, că l-atrag porumbei, nu? Cum e? Este plăcut, dar... Și spune, el o să-și aleagă drumul, da, în viață. Da, așa e. Nu se știe dacă o să... Eu o să continue voi susține și îl voi sprijini. Da. Mă bucur că ați revenit în sportul ăsta cu forțe proaspete, cu ambiții, nu? Da. Vă doriți, nu? Locuri cât mai bune, nu? Sunt foarte fericit că... Aveți doi profesori buni acolo, și pe domnul Giulescu și pe domnul Paraschiv. Da, deja am porumbei de la Paraschiv Nicolae.
Am uitat să vă spun despre porumbeii mei că majoritatea sunt de la maestru Florin Moldovan de la Cluj. Da? De acolo aveți? De la Cluj ați adus porumbeii, da? De la Cluj. Am din acei porumbei care mi-a făcut cadou în anul 2011. Aveți și Janssen, bănuiesc, nu? De trei, nu? Janssen și Vimiuler. Janssen și Vimiuler, exact. Aveți sușe valoroase de porumbei. Am, acum să sperăm că vor veni bine și pe Polonia. Trebuie să-i triați încet încet, vă formați un lot de zburători, da, cu aia de matcă. E mai greu că eu practic acum am reapucat. Mai greu început. Un an, doi acolo, după aia gata, vă dați drumul. Sper din tot sufletul. Vă mulțumesc mult, domnul Găgescu, pentru cuvintele acordate. Și eu vă mulțumesc și urez tuturor columbofilor vânt în pene și Doamne ajută să avem un concurs reușit. O etapă bună, cel mai bun să câștige, nu? Cu stimă, cu stimă. Sănătate mult. Toate cele bune, domnul Dan. O zi bună.